Bună! Ieșind din casă și fiind soare astăzi, corpul meu a reacționat într-un mod interesant. Mi-am întredeschis gura și ca și cum am început să beau lumina solară. De fapt, plasma, energie de plasma, care provine de la soare. Deci, noi suntem baterii energetice, care și aceste baterii au nevoie de reîncărcare. Iar aici, în orașul ăsta din Ucraina, nu sunt foarte multe zile însorite. Bineînțeles că au început să spreieze, da? Au început să creeze pungile pentru crearea stratului protector împotriva soarelui. E de ceva timp. Da, deci ca o încărcare, o nevoie a corpului, a plasmei din interiorul corpului meu, ce necesită o încărcare, o plasma solară. Și am mai povestit acum vreo 2 ani despre cele scrișoare de la nivelul pielii noastre prin care absorbim energie vitală din micul ambient. Stați la soare, bineînțeles, nu vă ardeți. E necesar un echilibru, nu absolut toate, nu? Încarcă de atât cât simți nevoia, dar excesele nu sunt benefice. Da, ține gura întredeschisă pentru că prin intermediul gurii ne putem elibera energiei, dar ne și putem încărca, ca și cum a simțit nevoia corpului meu de a bea această lumină solară, această plasmă solară, cu cristalină.